Liderul cecen Ramzan Kadyrov este supărat pe polonezi pentru ajutorul acordat Ucrainei și îi amenință cu invazia în 6 secunde. Kadyrov consideră războiul din Ucraina câștigat, astfel că armata Rusiei se poate concentra pe atacarea Poloniei. Polonia este printre țările care a furnizat armament Ucrainei și unul dintre cei mai vocali critici ai Rusiei de la începutul invaziei pe 24 februarie. Chestiunea Ucrainei este încheiată, sunt interesat de Polonia, eu încercă să obțină Polonia. După Ucraina, dacă primim ordin, în 6 secunde vă arătăm de ce suntem în stare. Mai bine vă retrageți armele și mercenarii, apoi implorați iertare pentru tot. Nu vom uita ce ați făcut cu ambasadorul nostru, a transmis Ramzan Kadyrov într-un mesaj video postat pe Twitter de un jurnalist BBC, conform Nextra TV. Polonia este printre cei mai mari susținători ai Ucrainei, în condițiile în care și-a donat peste 200 de tancuri guvernului de la Kiev. Mai mult, polonezii au avut o retorică dură și consecventă împotriva Rusiei, stârnind mânia Moscovei. Amenințarea din finalul mesajului transmisă de Kadyrov este luată în serios de polonezi, care se tem în continuare că țara lor este expusă unor eventuale atacuri ale Rusiei. Nu o să trecem cu vederea peste asta, să țineți minte, a transmis Kadyrov. Propaganda din Rusia a ținut mereu spre Polonia atunci când a fost vorba de arătat cu degetul state neprietenoase. Rusia au mers atât de departe încât au amenințat Polonia cu atacuri cu rachete calibră, relatează alefnews.ro.